Sabrina, mă îndrept acum către tine pentru că ești față în față cu omul care l-a cunoscut pe Alexei Navalny. Așa este, Sergiu, suntem cu omul care are cea mai bună expertiză pe acest subiect. Discutăm chiar acum pe larg cu Tim Lister, producător CNN. Tim a făcut parte și din producția documentarului Navalny, care a câștigat Oscarul. Good evening, Tim, and thank you so much for joining us at News Hour CNN. Tim, you and your team, you went to Moscow. You did a huge investigation on Navalny's poisoning. A fost o investigație uriașă în ceea ce privește pe Navalny. V-ați imaginat că Navalny va sfârși în acest fel? Este greu de spus, sunt șocat, dar nu surprins. A fost încarcerat în închisori în care condițiile au fost foarte dificile. Acum era încarcerat într-un penitenciar cu condiții foarte grele în Siberia. A fost trimis la izolare, nu a fost hrănit. A spus chiar judecătorului luna trecută că mă învelesc cu un ziar pentru că mă încălzește puțin. A fost hrănit prost. Nu am putut să credem cum arăta atunci când l-am văzut în timpul audierilor, după ce fusese încarcerat. Slab, palid, nu mai era același om. Deci l-au torturat în tăcere până l-au ucis. Și în aceste condiții deosebit de dificile. Îmi amintesc de un interviu pe care l-ați avut cu Clarissa Ward și a spus că mă voi întoarce înapoi în Rusia pentru că sunt un politician rus. Îi aparțin acestei țări. Credeți că și-a imaginat că va supraviețui? Cred că a avut destul de multe dubii. Am lucrat cu el la un documentar și l-am întrebat dacă vă ucid, ce mesaj aveți? Mesajul este foarte simplu, nu vă opriți, continuați. Pentru că dacă mă ucid pe mine, vor arăta că opoziția este puternică în continuare. Pe de altă parte, nu este niciun dubiu cu privire la dedicarea sa pentru această cauză. Știa că se va întoarce direct în pușcărie. A spus, știu că mă vei duce în închisoare, dar este datoria mea. Toată lumea întreabă cum va afecta asta alegerile din Rusia. Cred că în momentul în care gândești din afara Rusiei, te gândești va avea un impact major. Dar nu trebuie supraestimat impactul pe care îl va avea asupra poporului rus, pentru că puterea mass media din Rusia este foarte mare asupra poporului. Vor fi câțiva oameni care vor depune flori. Ei deja au eliminat un candidat care ar fi putut să-i facă probleme lui Putin, l-au eliminat din cursa electorală. Putin nu are niciun fel de probleme. Nu va afecta niciun fel, din păcate, alegerile. Putin va câștiga. Nu știm dacă deocamdată sancțiunile și războiul au impactat viața rușilor, dar deocamdată Kremlinul are controlul absolut asupra informațiilor care vin către poporul rus. O altă declarație importantă este din partea mamei lui Navalny și care a spus, citez, am văzut fiul nostru în închisoare. Am fost în vizită, era viu, sănătos și fericit. Astăzi toată lumea este șocată de vestea morții sale. Nu vom avea o investigație transparentă și nu vom ști niciodată, pentru că va fi controlată de regimul autoritar din Rusia. Este exact ca în cazul lui accidentului lui Prigojin. Nu vom ști niciodată. Ce este sigur este că era mult mai slăbit. Putea părea a fi într-o stare bună. Poate fi orice, de la un cheac de sânge până la o otrăvire graduală pe parcursul mai multor luni.
we'll never know for sure, but așa că nu vom ști cu siguranță. Dar așa cum ați remarcat, mama și mama lui în ultima perioadă arăta bine, părea mai bine. Deci nu vom ști ce s-a întâmplat. Mulțumesc foarte mult că ați fost în emisiune.